Am cunoscut un bărbat absolut minunat la o petrecere. Simțeam că m-am îndrăgostit de el. Am mers la el acasă. Dar când am aflat cine este, am fugit de el. Întreaga mea copilărie am petrecut-o la țară, într-o căsuță mică alături de alți 7 frați. Nu ne-a fost deloc ușor. Părinții noștri ne-au crescut cum au putut, însă adesea ne lipseau foarte multe lucruri. Încă de mică am promis că voi face ceva pentru a-mi schimba viața nu doar mie, ci și familiei mele. Am plecat din satul natal și m-am mutat într-un oraș mare. Acolo mi-am găsit un loc de muncă bun într-o companie mare și în sfârșit aveam tot ce-mi doream. Din salariul meu îmi ajutam familia lunar cu cât puteam. Într-una din zile, o bună colegă de-a mea a insistat să mergem la o petrecere. Nu am vrut. Am refuzat-o de câteva ori. Sinceră să fiu, nu îmi plăceau petrecerile. Nu mă simțeam în largul meu la petreceri. Însă a insistat atât de mult, încât a trebuit să merg. Mi-am cumpărat o rochie frumoasă și împreună cu colega mea am plecat spre acel local. Am ajuns acolo și ne-am așezat pe o canapea. Era foarte frumos acel local, iar acea atmosferă te făcea să te relaxezi complet și să uiți de toate. Am stat câteva minute bune acolo. Prietena mea deja era pe ringul de dans. Mi-am luat o limonadă și priveam în jur. Un bărbat foarte frumos s-a apropiat de mine și m-a întrebat dacă poate lua loc. I-am spus că poate lua loc. S-a așezat lângă mine și am schimbat mai multe vorbe cu el. Părea că ne asemănăm foarte mult. Nici lui nu îi plăceau petrecerile și ajunsese acolo din cauza unui prieten care insistase să meargă cu el, exact cum mi se întâmplase și mie. Am râs împreună, am povestit și m-am simțit uimitor. Doamne, era atât de plăcut încât nu-mi doream să se termine acea noapte. Simțeam că-l cunosc dintotdeauna. Când seara s-a încheiat, el m-a întrebat: vrei să mergem la mine acasă? Nu eram genul de femeie care să meargă acasă la un bărbat cu atât de multă ușurință. Însă acest bărbat avea ceva atât de deosebit încât am acceptat. Am ajuns la el acasă. Însă când am intrat, am rămas uluită. Avea o vilă imensă, iar în interior era un lux de nedescris. Cine este acest om? Mă întrebam eu. Am intrat în sufragerie, iar el m-a întrebat dacă beau ceva. I-am spus că aș vrea o limonadă, iar el s-a dus să-mi o aducă. Am rămas singură și priveam în jur. Am văzut mai multe fotografii puse în ramă și m-am dus la ele pentru a le vedea mai bine. Am rămas încremenită. Acel bărbat era chiar directorul companiei mari unde eram angajată. Mi-am luat haina și am plecat. Nici nu l-am mai salutat. Eu eram o femeie simplă, de la țară, iar el era cel mai bogat om din oraș. Deținea cea mai mare companie. Am ajuns acasă și am plâns. Mă îndrăgostisem de un bărbat care nu era pentru mine. Cu siguranță nu ar fi mers relația noastră deoarece proveneam din lumi diferite. A doua zi la muncă îmi era foarte greu să-mi revin. Trecuse 2 săptămâni, însă eu tot nu puteam da uitării acea întâmplare. Într-una din zile, șeful m-a chemat în biroul său. Nu știam ce anume vrea să-mi spună. Am ajuns în birou, iar el mi-a spus: așteaptă puțin, imediat mă reîntorc. Am așteptat vreo 5 minute, iar când ușa s-a redeschis, am simțit că mi se înmoaie picioarele. În fața mea era chiar bărbatul de la petrecere, directorul companiei la care lucram, și mi-a zis: Adriana, te-am căutat atât de mult și tu erai atât de aproape de mine. De ce ai fugit de mine? Atunci i-am spus: pentru că am realizat cine sunteți, domnule. Și când mi-am dat seama cât de diferite sunt lumile din care provenim, am fugit. El s-a apropiat de mine și mi-a spus: în acea seară m-am îndrăgostit de tine. Nu îmi pasă din ce mediu provii. Nu mă interesează nimic din trecut, ci doar ce putem construi noi doi, împreună. Știu că și tu simți la fel pentru mine. Te rog, nu mai fugi.
l-am îmbrățișat cu lacrimi în ochi. Inima mea era plină de fericire. Ne-am căsătorit. Avem o familie minunată. Ce bine că soțului meu nu i-a păsat din ce familie provin. Dacă ai ajuns până la finalul poveștii, lasă o inimă în comentarii și asigură-te că ne urmărești.